În ultimele zile, constanțenii s-au bucurat de o vreme frumoasă, cu mult soare și cu temperaturi veritabile de primăvară, care la amiază au urcat chiar și până la 20 de grade Celsius. Este foarte cald, bine de plimbare, frumos. No, ne convine, ne place că e frumos, e cald, ne plimbăm. Vreme de primăvară la malul mării. La această oră se înregistrează 14 grade Celsius, însă temperatura resimțită la soare este de 18 grade. În nici 24 de ore vremea s-a schimbat radical. De la primăvară am trecut la iarnă. Așadar, iarna și-a reintrat în drepturi, temperatura resimțită la malul mării fiind de minus 10 grade. A trebuit să scot iarăși hainele din dulap, le-am pus pe cele de iarnă. Nu, ne place foarte și frumos. Iarna, ne place și vara, așa că nu avem ce comenta. Da, foarte frumos. Aseară, această masă de aer deosebit de caldă a fost înlocuită brusc de una total diferită, de una foarte rece, de origine polară. Această înlocuire bruscă a condus și la apariția celor fenomene specifice verii, pentru că aseară am avut ploi sub formă de aversă însoțită de descărcări electrice și izolat chiar de căderi de grindină. Meteorologii se așteaptă ca perioada cu temperaturi sub limita înghețului să dureze câteva zile. Așteptăm temperaturi cuprinse între minus 13 grade până la minus 8 grade pe litoral. Această masă de aer rece va stagna destul de mult în zona României, aș putea spune, și implicit în zona Dobrogei, astfel încât pentru cel puțin o săptămână de acum încolo, noaptea, vom putea vorbi în cea mai mare parte a Dobrogei de temperaturi sub limita gerului. Specialiștii spun că vremea se va încălzi ușor la sfârșitul săptămânii viitoare.